pericolul caprelor e aferată astea două trăsoane, asta e pe stânga și mai unul pe dreapta, este pericolul caprelor. Asta partea mai dificilă, acolo de o supusă o șufă care trece între două stânci. Și partea mai ușoară, probabil, asta e de aici. M-am făcut de persoane din București, dar versăm aici, vin și filmează, eu filmez de aici, sunt în traseu, trebuie să facem o traversare la șufă, aici traversare la șufă, care trece, uite, de acolo, deci traversare la șufă aici. Acolo ieșirea din pericolul caprelor, am avut în față doi tipi din București, am spus de bine să urcă băieții, deși am depășit săpădeală. Aici o mică pauză, să mai filmez și vreodă și... Deci chiar aici la pasaj intermediar am trecut de șufa. Trecut de șufa expusă, stă aici la pasaj intermediar. Mă vreau că până pe deal și ușor, ușor de parte ajunge. Pentru că aproape chiar aici la zona asta de muche, am avut o grupă față de băieștine foarte bun să urcau. Foarte bine să urcau. Băieții destul de buni. Mică pauză aici. O să fac o filmare mică și mai departe. Și cu filmare de aici, cu filmare smichea. Aici poate să stai frumos, o mică pauză. Pericul caprelor și aici tot o zonă mai de muchioasă și de muchioasă și... Pericul caprelor la final, pe aici se chiar coboară. Acum la răzită, un lac de acolo e destul de frumos.